Se pot transforma stelele în planete? O stea nu poate să eșueze în a se comporta precum o stea devenind o planetă. Dacă nu au destulă masă pentru a continua să strălucească, devin pitice maro. Acestea nu sunt stele adevărate, dar nici nu pot fi numite planete. Sunt masive și stau în mijlocul unui sistem asemeni unei stele tipice. Dar viceversa, se poate? Ei bine, giganții gazoși precum Jupiter și Saturn sunt planete enorme care constau în aceleași elemente precum stelele, dar nu sunt destul de masive. Ai nevoie de 100 de planete precum Jupiter pentru a crea o stea micuță de categorie ușoară. Și din ce cunosc astronomii, un astfel de eveniment nu este posibil. Din ce sunt făcute stelele? În jur de 2% dintr-o stea este reprezentat de alte elemente decât heliu și hidrogen, care sunt elementele cruciale procesului. De fapt, metalele afectează longevitatea stelei, însă stelele care conțin mai mult metal sunt mai predispuse la a fi orbitate de planete. De unde vin stelele? Stelele din spațiu apar din nori uriași de gaz și praf. Acești nori încep să se micșoreze datorită gravitației interioare. La un moment dat devin atât de masivi și de denși încât se declanșează o reacție de fuziune de hidrogen. Astfel apare o protostea fierbinte. Cât de mare poate fi o stea? Cea mai mare stea pe care o cunoaștem este un supergigant luminos numit WOHG64. Ar putea fi de 17 miliarde de ori mai mare decât soarele nostru. Este înconjurată de un nor de praf atât de vast încât ar dura un an pentru ca lumina să treacă prin el. Cât de strălucitoare pot deveni? Ei bine, cea mai strălucitoare stea pe care o poți vedea pe cerul nopții este Sirius. Este atât de strălucitoare deoarece este aproape de noi și este de 2 ori mai mare și de 25 de ori mai luminoasă decât soarele. Totuși, cea mai strălucitoare stea cunoscută se află la 163.000 de ani lumină depărtare de Pământ și strălucește precum 7 milioane de sori combinați. Stelele asemănătoare cu Soarele de obicei au planete în jurul lor, uneori similare Pământului. Sunt mai multe planete care nu au o stea decât stele care nu au planete. Unele sunt expulzate din sistemul lor de către forțele gravitaționale ale altor planete, devenind planete rătăcite. Imaginează-ți că gravitația lui Jupiter ar arunca Pământul afară din sistemul solar. Stelele se mișcă? Precum lunile se rotesc în jurul planetelor și planetele în jurul stelelor, stelele însele se mișcă în jurul centrului galaxiei lor. Soarele nostru se mișcă în jurul Căii Lactee cu o viteză de 804.672 de kilometri pe oră. Acesta finalizează o rotație completă la fiecare 230 de milioane de ani. Stelele licăresc? Vedem stelele că licăre deoarece le privim prin atmosfera Pământului. Aerul nu este niciodată static. Se mișcă și are turbulențe care distorsionează lumina stelelor îndepărtate. Planetele pe care uneori le vedem pe cer nu licăresc deoarece de obicei sunt mai aproape de noi. Cum se termină ciclul de viață al unei stele? Stelele precum Soarele încep să rămână fără hidrogen și se măresc devenind gigante roșii. Nucleul unei gigante roșii va rămâne în cele din urmă fără resurse și se va răci. Aceasta va deveni o pitică albă înconjurată de o nebuloasă. Pitica albă va continua să se răcească până când va deveni o pitică neagră. Aceasta este doar una dintre variante. Stelele mai mari explodează în supernove. Ce este o supernovă? Este fenomenul care are loc atunci când o stea singuratică își atinge limitele, se colapsează și apoi implodează cu materie. Supernovele sunt evenimente rare și extrem de strălucitoare care pot lăsa în spate nebuloase uriașe sau chiar găuri negre. Toate găurile negre apar din stele? Doar unele provin din stelele supermasive care explodează în supernove. Alte găuri negre apar atunci când două obiecte foarte dense, precum stelele neutronice, se ciocnesc unele de celelalte. Există și găuri negre supermasive a căror origine este încă un mister. Una dintre teoriile astronomilor este că apar atunci când găurile negre mai mici fuzionează. Ce sunt stelele neutronice? Neutronii, alături de protoni și electroni, sunt componentele atomice de bază.
Dacă steaua care e aproape de colaps este prea mare pentru a deveni o pitică albă și prea mică pentru a deveni o gaură neagră, atunci se va transforma într-o stea neutronică. Au doar câțiva kilometri în diametru, dar au masa unei stele, ceea ce le face să fie foarte, foarte dense. O singură linguriță din materialul lor ar cântări miliarde de tone. Există stele căzătoare? Ceea ce numim stele căzătoare sunt de fapt meteoriți mici arzând în straturile superioare ale atmosferei Pământului. Unele stele pot să se miște contra rotației obișnuite a galaxiei lor. Se mișcă atât de repede încât pot zbura direct în afara galaxiei. O stea poate atinge o astfel de viteză dacă o supernovă are loc în apropiere oferindu-i inerție. Poate o planetă să aibă doi sori? Ei bine, stelele formează deseori așa numitele sisteme binare în care se învârt în jurul unui punct care se află între ele. Unele sisteme includ chiar mai multe stele, precum Nusscorpii, care are 7. Sistemele cu mai multe stele pot exista în teorie, dar nu sunt foarte stabile. Există stele reci? De fapt, cea mai rece pitică maro pe care au descoperit-o astronomii are o temperatură de minus 13 grade Celsius și este totuși considerată o stea deoarece este prea masivă pentru a fi o planetă. Poate o gaură neagră să înghită o stea? Ei bine, găurile negre nu atrag orice de la distanță înghițind tot din jur, dar imediat ce materia trece de orizontul evenimentelor nu va putea scăpa de gravitația imensă. Atunci când acest lucru se întâmplă unei stele, gaura neagră va consuma jumătate din masa ei, iar restul va fi sfâșiat în fâșii care traversează orizontul evenimentelor în timp. Care este cea mai apropiată și cea mai îndepărtată stea de soarele nostru? Ei bine, cea mai apropiată stea de noi este o pitică roșie numită Proxima Centauri, cea mai mică din trioul Alpha Centauri. Se află la o distanță de 4,2 ani lumină de soare. Cea mai îndepărtată stea este numită Icarus și se află la 5 miliarde de ani lumină de noi. O putem vedea doar datorită lentilei gravitaționale a unui roi galactic colosal. Câte stele sunt vizibile de pe Pământ? Din cele sute de miliarde de stele din Calea Lactee, nu vedem majoritatea dintre ele. Sunt fie ascunse, fie prea difuze pentru a fi vizibile. Pe cerul nopții, fără lumină care să polueze imaginea, poți vedea în jur de 3000 de stele. Alte obiecte pe care le poți vedea includ planete, galaxii îndepărtate, sateliți sau chiar stația spațială internațională. Cât de bătrână poate fi o stea? Inițial, steaua Metusela a fost evaluată la o vârstă de 16 miliarde de ani. Universul are doar 13,8 miliarde de ani. Deci, îți poți imagina confuzia oamenilor de știință. Cercetările au demonstrat că steaua ar putea avea 14,5 miliarde de ani plus sau minus 800 de milioane. Încă nu știm dacă este mai bătrână decât existența propriu-zisă a Universului, dar cel mai probabil s-a format la puțin timp după Big Bang. Câte stele sunt în Univers? Există doar sugestii științifice. Sunt 200 de miliarde de galaxii în Universul observabil. O galaxie medie conține în jur de 100 de miliarde de stele. De aici poți face și tu calculele. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!